În câteva luni, organizația județeană a Partidului Mișcarea Populară a reușit să adune peste 1000 de membri. Unele dintre filiale sunt încă în lucru. Liderii susțin că până săptămâna viitoare funcțiile în partid vor fi distribuite. Organizații în lucru sunt aproape în tot județul. La noi organizația constituită se declară în momentul în care sunt 30 de membri. Nu în toate sunt 30 de membri, dar mai mult de jumătate din organizații sunt constituite. Partidul Mișcarea Populară Gorj și-a prezentat astăzi și o parte dintre oamenii care vor ocupa funcții de conducere în interiorul formațiunii. Fostul consilier județean PPDD, Aurel Slapciu, a decis să se alăture echipei PMP. Că m-am reîntors în politică, am avut o perioadă foarte scurtă, deci nu sunt un om al politicii așa românești, cu experiență foarte mare. Eu sunt un tip luptător, așa îmi place să... Am ajuns aici pentru că, într-adevăr, mi s-a propus o discuție, că trebuie să spunem lucrurile așa cum sunt ele. Am avut discuții, cred că vreo două luni de zile sau chiar mai mult. Mi-am spus un punct de vedere. Doamna președintă a spus că este de acord pentru că am venit cu lucruri, zic eu, noi. Slapciu va ocupa una din funcțiile importante din organizația județeană a partidului. Domnul Slapciu va avea o funcție importantă în conducerea de la Gorj, alături de mine. Va fi, să spun așa, mâna mea dreaptă prin vicepreședinte alături de mine. În ceea ce privește alegerile europarlamentare, filiala gorjeană a Partidului Mișcarea Populară nu va susține niciun candidat local pentru Marea Bătălie pentru Bruxelles.